Așa, bună la toată lumea. Bună din nou. Așa. Să facem sesiune de eliberare pentru Michel, care este decedat. Bun, o să-ți număr de la 1 la 5 și o să te conectezi iar cu partea lui sufletească. Da, stai un pic să fac protecție pe toate, da? Și să scot afară tot ceea ce este de scos, să blochez, să nu mai deranjez nimeni cu nimic. Odată bate la ușă, odată întrerupt internetul, chiar dubios. Da. Deci, iar mă duc în scena aia unde e ceva care ți-a ce... Zis ne... că, da, ți-a zis că nu vrea deci, să-i se spună durec așa. sau tuc, să spunem. Durec sau tuc. Da. Așa, durec. Să ne mai spunem. Este nu. Numele lui originar? Ia informația. Deci numele lui de spirit este Tuiec. Da. Cu doi de U și capa. Tuiec, da. Da. Dar nu vrea să spunem pe... Da. Să spunem Tuc, spune. Deci stă întins pe un scaun, da? Are o formă energetică, așa care cred că este forma din ultima viață la o vârsta de 30 ceva de ani, când era în putere încă. Are pielea mai întinsă, știi, oglinda asta care da. Și-a făcut, da? Și deci are, stă în, ca într-un cocon, pe acest scaun lung, întins așa pe parte, înțeleg, pe o parte, și deci deasupra este, deasupra lui este un dispozitiv care seamănă cu un șir de oglinzi hexagonale puse pe o ramă în mijloc, înțelegi? Deci creează un sistem de raze, iese energie din chakre și se împletește cu acel ceva și deci undeva la vreo trei pași pe verticală îi se formează o hologramă începând de la picioare, da? Dar holograma nu este identică cu chipul de la 35 de ani, ci cu modul în care arăta înainte de a deceda, adică la vârsta la care a decedat, da? Și întreb ce este asta, spune că alcătuiește cu ajutorul acestui dispozitiv ceea ce numesc unii spiritiștii ectoplasmă, ca să poată să-l poate percepe, să-l poată vedea ca prezență cei care au rămas în viață. Și zic, dar tu îți dorești asta să te duci să vezi, spune ceva din mine, dar își dorește. Da. Dar să spunem că ar fi o treime, două treimi, două treimi, nu înțelege de ce, ce rost mai are, de ce nu se adaptează cu locul nou în care este și o treime, dar vrea, pentru că sunt atașamentele, știi? Da. Deci, curiozitatea este ca atașament, să vadă ce fac ceilalți în urma lui, cum întâmpină decesul lui, dispariția lui din planul fizic, da? Ca și cum ar recalcula să vadă cât au fost sinceri cu el cei rămași sau nu. Deci, nu este vorba de un atașament, de chestii de principii morale sau materiale, ci mai degrabă un remember, știu, o revizuire, da? Și spune că asta îl va ajuta în noua lui viață, da? Deci locul ăsta unde stă, eu am depistat deja cum este făcut. Da. De asta cred că ce am... este locul ăsta și unde? Deci locul ăsta este undeva deasupra domnului, este un punct, da? Dar punctul ăsta cumva este expandat încât pare o planetă întreagă, da? Ei nu, chiar ca o lună, da? Cam de mărimea unei luni, da? Așa, deci pare o planetă cu toate cele care are un fel de bază cu laboratoare, știi? Da. Așa. Dar de fapt se intră printr-o găurică, printr-un portal, adică, și te duci în altă subdimensiune, da? Unde câmpurile energetice creează această hologramă uriașă colectivă, da? Bazele astea sunt foarte bine păzite. Așa, există
niște soldați negri, complet Da. acoperiți de echip și parcă au un fel de mască, așa cu buton aici, cu chestia de respira cu filtru, înțelegi? Un singur filtru, nu două. Da. Așa. Și deci nu se vede ce este înăuntru, percep a fi niște, adică că sunt animate de la distanță, da? Aceștia nu vorbesc, nu se mișcă, nu interacționează. Scopul lor este să păzească, dar știi cum sunt. Deci nu unul patrulează pe acolo și unul pe dincolo, ci sunt unii lângă alții puși cu spatele spre ceea ce se întâmplă aici, ca un brâu, unul lângă altul, ca un gard viu. Da. Vorba vine viu. Așa. Și percep că creatorii, ceea ce creatorii, ceea ce șefii acestei dimensiuni, răspunzătorii, sunt doi arhangeli. Da. Deci este ce nume au? Uriel și Rafael sunt. Deci Uriel parcă îi conduce, cum să spun, să se curețe de tot din toate viețile, pentru că îi pregătește pentru o nouă renaștere în alt mod, așa? Da. Trebuie să-i explic să înțelegem ce este aici. Iar Rafael are rolul de vindecare, da? Da. Mai văd o sumedenie de, nu știu, îmi vine să le spun subarhanghel, știi? Deci care au forma lor, acea formă, știi, înaripată de copii la pubertate, mai degrabă le-aș spune, și în schimb au un aer foarte războinic, pentru că sunt înarmați și au zale pe ei, știi? Da. Așa, și spune că locul ăsta, sub densitatea asta, este mereu atacată de hoți de suflete, înțelegi? Da. Și deci ne lasă să vedem niște dragoni negri care au o esență de foc, înțelegi? Și vin și iau suflete, știi? Ca și cum ar înghiți un om viu, știi, da, în gură. O pasăre uriașă, să spunem, ca o aripi și ăștia, știi? Și zic, înseamnă că nu este limpede împărțirea sufletelor, da? Care și cum aparține. Zice că aici este un fel de ascunzătoare interdimensională, pentru că, da, aceste suflete n-au fost supuse unei judecăți, da? Da. Și că ei consideră sufletul Tuc că nu mai este cazul să fie supus la judecată, ci poate trece direct la stadiul următor, da? Da. Bun. Când nu este pe acest scaun să-și creeze o hologramă în această densitate, rânjește, știi? Când este pus pe scaun, știi? Că își trimite hologramele să spioneze, zice el. Așa, știi? Deci, ei pare a avea activități de agrement, da? Adică se plimbă, stau pe niște baldachine, așa, niște scaune, leagăne, știi? Da. Așa, sunt flori ca un fel de coar, da? Dar da, din loc în loc sunt niște fântâni, sunt. Niște fântâni cu o apă așa ciudată plasmatică. Da. Ei n-au voie să se oglindească mai mulți odată, că nu e singur aici, bineînțeles. Așa, da, aici a schimbat aspectul, arată cum arată cei înțelepți desenați. Da. Deci este cu plete albe, cu o haină moale, așa, cu gulerul lăsat, legat și așa mai departe. Așa, deci este... Deci când se oglindesc, ei își văd alegerile choice, știi, alegerile da, vieților viitoare, da? Posibilele întrupări sau scenarii, știi? Da. Așa, cu cât activitatea lor de curățare este mai intensă, să spunem, adică da, se consideră că și-au îndepărtat marea majoritate a atașamentelor, cu atât noua întrupare care le este posibilă este mai bună, da? Și așa zisul Tuc, deci se află la un stadiu inferior. Înțelegi? Da. Ceea, adică
dacă ar renunța la curățarea asta, că se poate să facă, au libertatea să facă așa ceva, știi, chipurile, ghilimele. Da. Așa, deci dacă ar renunța, viața ar fi foarte dură, da? Da. Întrupare undeva prin India, un copil sărac, un copil al cartierului și nu vrea să repete, că ține minte experiența precedentă, da? De fapt, și modelul vieții precedente tot la fel a fost. Și de asta și-a ales această întrupare, da? Cu tot ceea ce a suportat, știi? Și totuși spune că a ratat, că a fost lacom în viață, dar i-au plăcut aventurile, să spunem, știi? Și da. Deci n-a fost până la capăt, spune, se consideră cumva vinovat și de boala soției, da. Pentru că percepea și la nivel fizic. Spune că am împărtășit niște secrete cu ea și l-au admonestat cei care erau acolo, da. Știi? Da. Bun, cu puține cuvinte, oricum soldații sunt gestionați de reptilieni, știi, da. Cei care scorp la corp. Și păzesc stau cu spatele, ca un gardiu, înțelegi? Cu spatele la ceea ce se... Da. Deci nu păzesc pe cei dinăuntru, păzesc să nu vină ceva în afară, da? Și spune că ar mai avea de stat aici ca să se curețe, da? Da. Spune că prezența a ei, a Adrianei, în viața lui a fost de mare folos, da? Da. Chiar dacă da, recunoaște că îi trăgea energie la greu, da? Spune că ceea ce era cu el atunci îl provoca, îl făcea să o provoace, știi, să discute în contradictorii și în genere. Cam asta era metoda. Deci îmi apare ca un fel de X energetic de mână. Da. Așa? Cu dunguța de rigoare la mijloc, știi? Deci, da, dar, ce este? Dar parcă e făcut din două U lungi, știi? Adică da. Canaliza energia parte pentru sine, parte o redirecționa direct. Da. Așa. Deci ei, pe timpul când lucrau, alimentau foarte multe carcase, înțelegi? În ce scop? Era un program, un proiect, ceva sau? Da, era un proiect militar. Adică carcaselor acelea le trebuia flux de energie continuu, da? Da. Așa. Bun. Deci el, în ultima parte a vieții n-a mai avut clone și chestii de genul ăsta, dar a fost conectat până în ultima clipă a vieții cu programul lor. Până l-au sprijinit și au venit să ia, deci i s-au pus întrebări dacă dorește să continue programul cu reptilienii. Da. Așa, sau dorește să se purifice, știi, și să urce cum ar veni cu trimișii arhanghelor și el a ales trimișii arhanghelor, da? Deci da. Concentrându-se la cele două posibilități, înțelegi? N-am mai văzut-o pe a treia care era să nu fi făcut contract cu nimeni, da? Deci exista, deci văd culoarul liber, putea să plece bine mersi și să fie bine mersi, dar ultimele gânduri cu care a ieșit din viața da. Asta când a închis ochii este că nu și-a făcut complet datoria, vinovăția. Da. De a nu fi făcut tot ceea ce este posibil, de a nu fi făcut totul bine și așa mai departe, știi? Da. Da. Și acum spune că este prima dată când percepe că a avut liber și își aduce aminte ce ar fi însemnat această libertate, da? Da. Și că tot ceea ce putea să aleagă sau ceea ce a ales sau tot ceea ce face acum mi se pare o mare farsă. Da? Deci o farsă în care spune sunt atras cu un scop, da? Și zic spectrele astea pe care da. Tu le faci, da? Că sunt ca niște spectre, ca niște holograme. Da? Da. Și le trimit. Zic
Haideți să facem un calcul ca și cum ar fi matematic, da? Să vedem ce balanță de energie, deci aloci drumului acestei holograme până în planul fizic ca să poată fi vizibil, așa, și deci lui se părea că prelucrează materia care există acolo, în locul, sub densitatea asta. Da. Deci acele ter, dar nu era. Era un fel de energie pusă la comun și care se prelucra cu propria energie, da? Și să spunem așa că ceva puțin tel, așa, un 11-12% mergea în ectoplasmă, da, și și restul? Și restul, deci, alimentau acel copiator în sine, da. Știi? Da. Este folosit și în mod virtual acest copiator, da? Deci, văd o continuitate, dar trece printr-un portal Draco, știi? Cu niște jocuri, cu soldați. Da. Deci lucrează băieții mână în mână, da? Și lucrează mână în mână și de la distanță sunt studiază două ființe blonde. Da. Așa, angelice, da, care stau în fața unor monitoare și prelucrează ca și cum ar fi un computer uriaș cu cât peretele unei camere. Da. Extraordinar de mare și are imagini, iconițe, le spunem noi în limba greacă. Imagini micuțe, știi, și adică monitorizează peste tot, știi? Și câteodată, deci, pune degetul la arătător, înțelegi, se deschide ca un portal, ca o ventuză și ceea ce este un set de programe, știi, trimis ca o undă sonică în vine, știi? Și, deci, influențează și mersul lucrurilor acolo înăuntru, până la urmă. Da. Cam asta este. Să mergem un pic pe puncte, să găsim conexiunile. Da. Așa, spune când erau toți copii, au fost trimiși la țară din cauza bombardamentelor care aveau loc. El a nimerit într-o familie care l-a iubit mult și a vrut să-l adopte. Da. El, având doar mamă și nefiind recunoscut de tatălui biologic. Da, deci cu familia mamei și cu chiar acel unchi care l-a molestat, deci existau traume vechi, da? Adică există o viață comună, uite să luăm la dezlegat așa pe rând, da? Există o viață comună, există de fapt mai multe. Ei tot se nedreptățeau reciproc, inclusiv copiii lui, da? Da. Așa, deci copiii lui i-ar fi ținut partea, știi, în această viață pe care o accesăm, în această amintire, de fapt. Așa, și deci el este copilul tatălui lui, vezi iarăși aceeași chestie de familie peste familie, da? Așa, deci este copilul mai mare. Da. Așa. Ceilalți sunt frați mai mici, da? Deci este mama, acel frate care este un băiețel și apoi mai sunt doi copii mai mici care par a fi gemeni. Așa, deci ei se îmbolnăvesc de o chestie ciudată, înțelegi? Seamănă cu covregul zilelor de azi, pentru că pare a se îmbolnăvi de plămâni, scuipă plămânii, anul ăsta de crezi, ăsta n-am pus să mă exprim mai direct. Așa, și deci moare întâi tatăl, după aia mama, le moare doi, ca mor toți, pe ei ocolește moartea, știi? Dar, de fapt, mor toți ceilalți în jurul lor ca ei să ajungă acolo unde trebuie. Ăsta este mai mărișor, are 17 ani, da? Cu limba de moarte
și tatăl și respectiv și mama îl pun să-i promită că va avea grijă de frații lui atât cât va fi posibil. Da. Este condiție medie, nu sunt nici foarte săraci, nici foarte, deci își permiteau personal în casă și doică, așa. Și cum să spun, el vede în asta o oportunitate de a profita de bruma de moștenire care i-a rămas, știi? Adică nu da. dorește să o împartă cu ceilalți, da? În primul rând, gemenii fiind drăgălași, sunt înfiați de o familie da. bogat care nu avea copii. Sunt luată, din start rămâne fără ei, știi? Da. Așa. Băiețelul înțelege ce se întâmplă și plânge că este separat de frații lui mai mici, sunt într-un oraș foarte îndepărtat. Culmea că acțiunea tot în Franța se desfășoară. Da. Nu chiar în Franța, Franța, ci undeva în înspre Bretania. Știi? Da. Da, așa. Și deci este lovit, știi? Adică se tacă din gură, este da. Pus la punct și apoi bătaia devine ceva obișnuit, știi? Tot timpul ăsta, când el de ținut îi ține, nu le dă prea mare atenție, e strictul necesar să trăiască, da. Așa. Fata este mai rezervată, îl observă în tăcere, da. Da? Dar băiețașul ăsta se revoltă tot timpul și spune și-o ea, spune și ea bătaie, până la urmă găsește oportunitatea de a scăpa de el trimițându-l în Alsacia. Da. Știi, îl trimite în Alsacia și de acolo, nu știu, deci pleacă pe vapoare, știi, ca mus. Ca un băiețaș, are deja 5-6 ani și pleacă pe vapoare, are o viață cumplită, este șutat de toți, da? Așa. Aici, pe acest vapor, se împrietenește cu o persoană care vine din Africa, care este da. African, da? Este un băiețaș un pic mai mare, el este sclav celălalt, dar nici ăsta n-are statut prea bun. Da. În fine, cert este că se împrietenește și este tatăl copilului Adrianei. Da. Vezi? Conexiunile da. Mai de departe. Da. Da. De unde am Așa. Început. Da. Așa. În fine, deci până la urmă îi se pierde urma. Pe fată o mărită de vreme, știi, cu cineva în vârstă da. Ca să aibă avantaje materiale, își trăiește viața, dar nu este fericit, pentru că ceea ce se presupune a fi da. O sarcină, de fapt, este un fel de chist mare da. În pântecele soției lui, cu care s-a așa și ea decedează, moare în chinuri cumplite, știi? Este ca și da. Cum și cu ea are de așa. Deci este de fapt bunica maternă, da? Da? Bunica maternă în viața asta i-a plana vinovăție, parcă știa ce o să-i facă fiul ei nepotului, știi? Da. Înțelegi? Sunt toate foarte strâns legate. Cert este că pleacă din viața asta cumva amărât, da? Și deci se întâlnește cu aceste personaje în viața lui actuală, da? Deci sora da. Pe care a forțat-o să se mărite cu bătrânul este mama și cel pe care l-a alungat din locul lui este unchi, da? Da. Deci de când pune ochii în el, unchiul fizic din această viață, da. Ceva brutal se trezește în el, înțelegi? Dorința perversă de a-i face rău, de a-i lăsa o amprentă, o urmă, ca să nu uite niciodată. Și aș da. Făcut-o până la urmă, da? Aș făcut-o. Da. Acum nu știu cât de explicabil este, pentru că viciul ăsta l-a avut și cu alții, știi? Da. Deci nu este singura lui victimă, da? Și plătea pe ascuns și cum putea, deci
evada acest om, avea partea asta în el. Dar a dorit să o facă asupra lui ca să se răzbune pentru viața când a ajuns pe corabie, știi? Da. Bine, până la urmă viața acelui unchi, știi? Deci rămâne în Indii și se căsătorește cu băștinașul și acolo și decedează. Da. Are copii, are, este în felul lui fericit, dar nu poate să uite cum a fost alungat din casa părintească. Da. Știi? Atașamentele. Asta este. Și este, vrea să-l cheme în față, înțelegi? Da. Deci mai are ăsta o mască peste el, parcă da. E draconian el. Da. Nu este bine, deci parcă e drac. Așa, anul am de crem. Și deci îi spune că-l iartă și să-l ierte și el pe el, pentru că practic astea au fost exercițiile, așa se exprimă da. El. Fost militar, înțelege, are modul ăsta, știi? Da. Și spune, astea au fost exercițiile și vezi, tu spune, toate astea nu mai au importanță, da? Din moment ce investigăm, noi ne-am ridicat mult deasupra, parcă am și ieșit prin găuri, da. Care totuși vedem această densitate și ceva ca o forță aspiratoare încearcă să îl tragă înapoi și el a spus clar, nu. Da. Ne trebuie să mă reconectez, să înțeleg cine am fost și ce vreau de acum înainte, spune și da. Spun, în acel copiator, uite-te câte copii ți-au rămas și strânge-le pe toate, ardele, da? Da. Și spune, vezi tu, deci, spune, momentul când vezi o fantomă, da? El a apărut ca o fantomă, să ne spunem, da? Spune că asta, imaginea acelei persoane trebuia să fie existat cândva în conștiință. Da. Nu contează că în viața asta sau costă de vieți în urmă. Dar tu cu acea persoană te-ai cunoscut, altfel nu-ți poate apărea, da? Da. Pentru că se acest flux, știi, de percepție, da? A unei fantome, a unui decedat, da. Sub formă de fantomă, se face pe baza unei introiecții. Și nu musai din viața asta, o introiecție pe care fiecare îl are ca o imagine da. Inversată la retină, știi cum arată, că se formează imaginea inversată. Adică este nevoie să fie și punct de conexiune de acolo, da? Da. Și, bineînțeles că Adriana este aici și am spus să-și scoate toate introiecțiile, da? Da. Acum noi am trimis, știi, și el a trimis informația și la ceilalți, da? La restul familiei, pentru că ei pot accesa aceste introiecții și să formeze, deci, o imagine de câmp falsă, în care este da. Altceva. Nu tocmai decedatul respectiv. Da. Poate fi un spirit vântuitor, un spirit rău, ceva care dorește, o entitate care dorește să intre în acțiune cu el. Acum ei sunt foarte împodobiți, da. Nu scurațați, nu avem acces, separați, nu avem nicio treabă, știi? Așa, le-am trimis informația și basta. De aici încolo închidem câmpurile, portalurile, dacă mai doresc să mai primească da. Informații, le va trimite la sfârșit, da? Bun. L-a chemat pe acel unchi ca să facă iertările, da? Și pe mamă, da. Practic. Așa, să facă iertările, dar ăștia sunt decedații, știi? Așa. Da. Bun. Și da, spune că aceasta este prima lui traumă, că se consideră ca fiind un copil care nu trebuia să se nască. Da, un copil are rușine, cum da. Era formulat, pentru că nu avea decât mama, iar tatăl cântăreț, da? Da. Așa, deci până la urmă au avut relații, deci veneau în contact tot timpul, da? Dar probabil era poreclit, era, spune că iartă pe toți care au rostit cuvinte și de fapt toți fac parte dintr-un program, a se simți jenat, așa cum se simțeau jenat și alții când i-a nedreptățit în alte vieți. Da. Și spune că iartă pe toți, dar nu musai pentru ei și pentru el ca să se elibereze, dar prin iertarea asta spune
Atunci când ei participă la procesul colectiv de iertare, cel puțin acei mulți care au spus vorbe toată viața, deci își pot ridica gradul de conștiință, pot progresa. Știi? Așa. Da. Spune că avea aproape 9 ani, că s-a întors în familia pe care mama lui o construise împreună cu un bărbat bun și care se născuseră 4 fete, cu care el a avut o relație bună totuși, mai o să vedem în continuare. Da. Relația cu mama lui a fost dificilă, că era posesivă, îi strica relația cu toată lumea, cu tatălui biologic. Pentru că și el la rândul lui a stricat relațiile pe care ea când era domnișoară, îi mai surudeau și ei azi băieți tineri, da? Și în continuu, deci până a reușit să obțină suma, dota și Da. respectivă și a măritat-o cu bătrânul, știi? Deci este o replică, na? O Da. replică karmică, cum ar veni tot ceea ce se întâmplă, da. Am Și văzut și ce s-a întâmplat de la cel unui, da? Spune că familia în plan terestru are un construct reprezentat din mamă și tată, ceea ce ar fi dincolo de materie, energia feminină și masculină, da? Dar că, de fapt, dacă analizăm fiecare dintre corpurile mamei și a tatălui, Da. are în sine energia asta feminină și masculină, știi? Precedentul este de unire, știi, biologic energetică a celor două ființe care creează cadrul, egregorul familial, știi? Și de asta copiii își formează trauma când lipsesc unul din părinți, pentru că uită să se conecteze cu adevărata lor esență de dincolo de materie, să înțeleagă că de fapt fiecare este liber să-și facă drumul lui în viață și că energiile astea există și de la... N-au timp sau spațiu, știi? Da. Cum se crede în mod eronat prin prelucra prin mintea fizică, știi? Da. Și de asta ezita să se întrupeze când vedea în oglindă, știi, pe acolo, iar copil al, știi, lăsat de părinți, iar și nu vrea de asta, stătea în programul lor, da? Da. Bun. Spune că singurul lucru care i s-a părut curios de când se afla acolo este că unii dispăreau și dacă cineva întreba, este ca și cum li s-ar fi șters memoriile, știi? Adică li se ștergea partea comună de discuții, de că interacționau între ei, da? În acele corpuri cu togi lungi, știi? Da. Ar vrea să dea acolo informație și sau de un nu, știi, înțelege și spune atunci, spune-le să-ți dea contractele și Da. tot ceea ce îți aparține să șteargă toate amprentele energetice, șterge-le tu mai degrabă, arde orice conexiune Da. cu ei și spune, deci sau de o voce care îi urlă în partea stângă și spune că nu o să mai vadă fața Domnului, înțelege, în sensul ăsta. Și la care spune că să-i spun Michel, să nu mai spun pe numele la că eram primate de conexiunea cu ei, așa, și zice că nici n-am nevoie. Sau să nu putem să ne adresăm TUEC, pentru da. că este numai numele spiritului, nu per total, știi? A sinelui, adică, da? Da. Îmi arată sinele lui acum, sinele sursă, spune. Vezi, mă așteaptă acolo, aici este cuibul meu, spune. Deci, toate astea par mici și lipsite de importanță. Până îi mulțumește Adriane pentru tot ce a făcut și... Deci este ca și cum s-ar lumina casa lor și ea însăși. Parcă ridică înorarea, știi, și să facă așa cercuri de lumină, știi? Adică comunicarea se mută la alt nivel, de la suflet la suflet. Și spune că de-a l-a ajutat foarte mult pentru că, adică,
acolo, în planul în care a fost, este cumva, să spunem, dacă se poate zice așa, un plan superior planurilor unde ajung Da. alte, și că nu mai propria ezitare, spune, la opri Da. de a merge liber. Adică a depistat înșelăciunea reptilienilor care vreau să îl bage imediat într-o nouă viață, știi, în care ar fi devenit iarăși militar, știi, și le-a depistat înșelăciunea, s-a dus cu ceilalți pentru că s-a gândit că se poate conecta cu adevărat cu ceea ce este, știi? Da. Adică să aibă idei și așa, deci multe chestii le bănuia, Da. înțelegi? Adică nu era convins că o să rămână și o să se ducă la încarnările lor, știi? Da. Adică căutau o evadare și de acolo, spune. Da. Da. Și spune că este o chestie aproape anulând de creme perversă, știi, să trimiți imagini cu decedatul în felul ăsta celor vii. Este ca și cum nu s-ar desprinde niciodată. Și ceea ce a văzut Adriana, că a spus că a atins-o și așa, era o hologramă, înțelegi? Și asta e ectoplasmatică, da? Da. Și a zis că acum și-a dat seama că, de fapt, ei spun că fac acest mare serviciu celor decedați, dar ei nu pot aduna nicio informație pentru că sunt Da. blocați. Da? Și zice, uite, e diferență de vibrație și nuanțe la hologramele astea, da? Unele Da. acționează în plan fizic, ca și cum ar putea lovi sau muta obiecte, dar este ceva, iarăși spun, înăuntru, o entitate Da. care face toate astea, da? Adică entitățile astea sunt foarte bucuroși când se creează astfel de oportunitate, pentru că în modul ăsta se pot manifesta, se pot materializa. Da. Și până la urmă, energia aceea comună, fluxul acela care se lua, deci se duce pentru crearea hologramelor mari, acestor doi arhangeli, știi, ca Da. să apară prin vise, în fizic și așa mai departe. Este foarte nevoie de foarte, Da. foarte multă energie, da? Dar probabil pentru ei merită scopul că lumea crede, știi, mai mult când îi vede, da? Da. Și spune că a fost și frumos, a fost și urât, până la urmă au fost experiențe. Ar fi făcut lucrurile mai bine dacă făceam mai Da. multe alegeri corecte, spune, dar a percepe asta acum este egal cu zero, da? Ceea ce poți Da. să, acolo unde am greșit, să trimit iertare și să curăț câmpurile morfice, spune, de influențele astea. În rest, nu mai au niciun sens toate. Da. Are tot, îl bântuie o imagine cu o casă, înțelegi? Cu o Da. ușă cam îngustă, pare o casă pe pământ, așa, vopsită în bej sau crempe din afară și are o ușă mai îngustă, nu-i lată, așa, știi? Cumva trece numai un om prin acea ușă, cam așa e de lată și este Da. cenușie, gri cenușie la culoare și are două geamuri sus, știi? Și deci spune că percepe că odată intrat în acea casă era un fel de casă Da. ororilor, spune, care niște imagini urâte, era copil în această viață și odată dusă de către mama ei din acea viață acolo înăuntru, se întâmplau posesii, se întâmplau un fel de Da. cer de ocultism, înțelegi, de magie gri. Da. Deci nu neagră, nu albă, magia rechemării morților, da? Da. Și vede o conexiune cu hologramele și ectoplasmele din viața asta, știi? De după viața asta, pardon.
Așa, și vrea să curețe și acolo, să anuleze tot. Da. Deci văd că la ceea ce sunt supuși înăuntru, în acea casă a ororilor, să le spun. Da. Deci, parcă casa în sine respiră o toxină care se duce în partea de jos și contaminează sudul Da. ca niște nervuri, ca un sânge gri care este împrăștiat peste tot, știi? Acum casa aceea este o ruină, da? Și tot ceea ce este împrejur o ruină și pare a fi părăsit este undeva prin Rusia. Da. Vezi geamuri sparte, pereții dărâmați, dar de existat Da. Novgoiersk, așa îmi Da. vine la localitate, da. Bun. Așa. Spune că a fost pentru mamă, ca o mamă pentru surorile lui, mai mici, care trebuia să aibă grijă, fiindcă mama și viitorul tată adoptiv lucrau. Da, deci partea asta a mers bine, cum ar veni în planul vieții, Da. da? Și într-adevăr, dar le proteja ca să spele păcatele din viața când pe unchi și pe mamă i-a dat afară și pe ceilalți Da. doi, da? Bine, două dintre surori, cea mare și a treia, ca vârstă s-a mai întâlnit, da? Celelalte două par venite dintr-un plan care urma după viața asta Da. și s-ar fi reîntâlnit, da? Bun. Vezi că ne dăm seama că, deci, aparent, linia vieților este lineară, da? Dar Da. linia întrupărilor, care se suprapune într-un fel sau altul peste linia vieții, este bucloidală. Da. Da. Adică, de exemplu, într-o viață unii sunt mamă și fată, în viața următoare sunt fată și mamă, știi? Asta Da. înseamnă ca timpul celui care a fost sufletul de fiică să se suprapună, să se bucleze, ca nașterea lor în viața următoare să Da. coincidă cum ar veni temporar, știi? Da. Bun. Și spune că ca să se îndepărteze de mama lui și de atmosfera ostilă din familie, a ales carieră militară și a plecat în Germania, la o distanță de 100 de kilometri. Din prima căsătorie are 5 copii al lui și un nepot înfiat. Da, să spun, nu numai de mama a fugit, ci și de responsabilitățile pe care singur și le-a asumat, știi? Bine, Da. singur și karmatic, așa adăuga eu, știi? Așa, adică văd participând în prima... Deci când se termină, știi, acolo Da. în Germania, deci îl văd participând la niște chestii, parcă sunt de legiune străină, înțelegi? Da. Și sunt niște ani lipsă, în jur de 3 sau 4, nebuloasă. Da. Aici, știi ce s-a întâmplat cu el? Parcă a fost pus pe stand-by și mai mult clon a lucrat. Da. Ca poți să se întoarcă, știi. Așa. Din a doua căsătorie, cea cu clienta noastră, spune că nu are copii. După moartea lui, spune că copilul lui a spus lucruri și situații deloc plăcute, că a fost violent cu prima lui soție, cu René. Da. Da. Așa. Și cu copiii lui, a avut un comportament pervers față de fete și băieții lui, a fumat și a băut în exces, relații sexuale în afara familiei. Așa. Da, bine, partea asta de pervers este interpretativă, da? Da. Și apoi cu René, cu prima soție,
Așa, într-o viață a avut un stabiliment, da? Deci a avut un stabiliment cu femei, cum ar veni, da? Da. La un moment dat, deci tot bărbați și femei erau, copiii lucrau acolo în stabiliment ca femei, erau Da. femei ușoare în această viață, să le spune, cum le spune lumea în genere, și la un moment dat, deci este la, între lumea arabă și lumea europeană, știi, vine Liban, știi? Deci este o casă de plăceri. Sunt totuși soldați din alte locuri în cartieruiți. Dar nu soldați din aștia moderni, ci tribale, așa cumva, știi? Și deci este la limita plăcerilor, știi? Acolo se mai mult pentru gen soldățesc, știi? De atunci Da. se creează un fel de conexiune, da? Și la un moment dat ea fuge cu toți banii. Deci adună, le ia și pe fete, pe el droghează, îi pun o substanță. Da. Și doarme și când se trezește, găsește visteria și pereții goi și toată Da. lumea plecată, așa. Ele au trecut granița și sunt ascunși de o familie afgană. Știi? O vreme. Și pentru că i-au plătit, știi, pe afgan. Și Da. apoi prin Siria ajung în Europa. Da. Știi, și pleacă, nu toate fetele, unele își găsesc bărbați. Da. Așa. Iar bărbații aceia găsesc sclave mai europenizate. Așa. Și el are un fel de datorii, așa cum cineva l-ar fi girat să deschidă locul ăsta și îi se taie capul drept pedeapsă în acea viață, da? Așa că, deci, să nu ne gândim că cineva face foarte rău la altcineva și doar să fie un suflet prea trezit și să fie pus în canal de pedeapsă, da? Da. Da. Cam asta este. Așa spune că ea nu știa nimic de aceste lucruri. Poate să spune că era mincinos, gârcit și manipulator și avea o relație prostă cu banii și ca militar, creierul a fost spălat. Da. Așa. Este, știm. Da. Nu trebuie să o vampiriza de energie și avea obiceiul să amenințe. Da. Da, pentru că deci este ca și cum mănânci bine haște și după mâncare ai nevoie de un digestiv, de o cafeluță, da? Sperietura aceea pentru el era o plăcere de cafeluță, înțelegi, o energie pe care o obținea de la ceilalți în felul ăsta, știi? O gustărică, să spunem. Deci am spus de multe ori că și omul, chiar suflet fiind, dacă nu este conștient, se comportă ca un vampir. După cum vampirizare se cheamă și când intre peste intențiile și planurile celorlalți și Da. Îi faci, îi determini să fie așa cum vrei tu. Da? Spune că da, nu se mai întâlnea pe niciun plan, să spunem, psihical cu soția la un moment dat. Da. De la un moment încolo au avut fiecare viețile lor. Și dacă a avut legături extraconjugale, a avut. Și spune că a avut legături extraconjugale pentru că cu acele femei făcea da. Ce nu făcea cu Adriana pentru că o respecta, înțelegi? Da. Și zic, dacă te respectai și pe tine, nu făceai. Asta e adevărul. Da. Așa și, da. Până cu o zi înainte de deces la spital, era conștient și l-auzea vorbind fără să înțeleagă ce spunea.
dacă se ruga. Le-a întrebat dacă vrea să facă curățare și a spus că da. Da, de răspuns sufletul a răspuns atunci că da. Iar de nu se ruga, ci dialoga cu Rafaela și cu reptilienii, unde să se ducă, da. negocia, știi? Îl pregăteau, da? De fapt, dacă ipotetic vorbim, dacă este să o luăm așa, el era mort cu 3 zile înainte de a muri și cam toți sunt. Adică era o slabă conexiune. Adică sufletul ăsta nu s-a împotrivit să pleci din corp, știi? Înțeles că înțelegea moartea, știi? Că da. Este... Nu te mai auzi? În afară de faptul că putea manipula astfel și dincolo de moarte pe ceilalți, nu avea Da. prea mare treabă cu fenomenul ăsta a morții. Frica de Da. moarte în sine n-a existat, știi? Și atunci, dacă nu există frica de moarte, încearcă să-i pună iluzia alegerilor, da? Am văzut, deci... Arată, zice că de acum înainte mulțumește pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Își retrage tot ceea ce a băgat negativ în neamul lui, în ceea ce a experimentat în ultima viață și în toate viețile pe Da. teren, în toate locurile, își reface și retrage informația de oriunde este stocată, da? Da. Așa, și codificată toate părțile sufletești și compoziții, orice, se reîntregește, se reunifică și spune că acum nu mai ratează culoarul. Da. Pentru că culoarul acum este prin el însuși, da? Prin ceea ce este ca conștiință și se face așa un fel de vortex înșurubat. I-am spus să se uite totuși la liniile genetice, dar parcă da. retrage patru ca o furcă, așa, știi, cu patru picioare și a dat Da. informație. Cer iertare tuturor sufletelor față de care a greșit luând decizii care nu au fost pentru interesul comun al tuturor, cel mai Da. înalt. Asta e un fel de utopie cu interesul comun, da? Deci este o da. Utopie din cele mai crase utopii, da? Da. Așa, pentru că ceea ce bine pentru unul nu o să știe cât e de bine pentru alții. De asta eliberarea trebuie să facă în mod individual, nu colectiv. Da. Adică fiecare cum înțelege prin percepția și gradul de reconștientizare. Da. Așa, și acum este ca și cum ar tăia toate cordoanele cu toate viețile lumilor. Da. Așa cum și definitiv și adună abundența benefică, înțelegi? Și abundența benefică o trimite da, în, ce o să, așa, da. în soare pentru vindecarea soarelui. Așa a vrut. Bun. Am văzut și karmele comune cu familie și cu copii. Să vedem că spune, ne-a spus că l-a mai văzut și l-a văzut și familia, dar el nu va putea să perceapă după ce a decedat. Da, asta au fost cu imaginea Da, aceea da. care și le forma, da. El ce o să facă acum? O să meargă în vindecare sau o să se mai întoarcă la experiențe pe teră? Nu, dar aștept să mai întoarcă. Cel puțin momentan spune și de cele de zâmbește așa, acum a devenit ca un chip de lumină, nu mai seamănă cu el, nu mai seamănă, este o lumină care arată avea o față ca să ne dăm seama că este acel suflet acolo. Da. Și deci pur și simplu văd cum se topește în sursă la vindecare. Spune că deocamdată trebuie să se vindece complet ca suflet să se înțeleagă. Da. Așa, să-și înțeleagă practic tot ceea ce s-a întâmplat în experiențe și apoi va vedea ceva. Da. Ce vor face de data asta.
da. Așa, și spune să, îi spune Adrianei, i-a transmis să nu, să nu disperi de nimic, știu că ești echipurată, și să le spui și celorlalți că întotdeauna există speranță, spune. Adică mi-arată ca și cum membrii familiei lor ar fi cu capetele tăiate și puse aici la gât în piept. Adică gândesc cu carnea. Asta, la asta vrea să exprime. Gândesc cu carnea, da? Bun, și dacă a venit și Adriana, să facă și o baie sursă. Da. Așa, să-și retragă abundența benefică de un, oriunde a cedat-o conștient sau inconștient. Da. Așa, să meargă în abundența benefică prin, din sursă, cu un fir de conectat la lumina pură, așa, și să reverse această abundență în toate formele vieții ei, da? Inspirație, abundență, tot ceea ce își dorește. Liniște, pace și armonie, și a venit aici acum să se împământeze ca să curețe acolo. Da. Așa, ne împământăm și noi. Și, și să deconecteze după acum materia și cu toate planetele pe care a experimentat. Cine? El. El, dacă este păi gata, el a rămas, că nu a spus. El da, a rămas, da, dar nu a spus de asta. Da, da. Dar nu mai trebuie. Deci pentru, cum să spun, mai mult pentru ceilalți este, sunt formulele astea. Dar sufletul când e conștient pleacă acolo și întreabă lui, deci niciodată nu, nu este, nu, nu suntem numai noi, doar știi. Deci sunt alții care privesc și trebuie să-i înțelegi, să-i ajut să înțeleagă ceea ce facem. Alții care primesc informație, cum a dat și el, da. Adriana se conectează și își face torul de lumină, da? Dacă mai vrea să transmită ceva pății fizice. Adriana spune, Adriana energetică spune celei fizice că e foarte, foarte mulțumită de, este, este sârguincioasă în a-și reaminti, da? Și o asemuie cu un pește de la plutitor, așa pufos, frumos, care are ca aripi, spune, știi, și prinde și vede un pește din acela ornamental, știi? Da. Da. Bun, a intrat în corp, prin inimă, suntem separat. Gata, mulțumim. Da. Ne separăm părțile tăi.